spune pașaportul. De vrei să pleci în țări străine, eu cred că știi, frate creștine, la graniță sau aeroport trebuie să ai pașaport. Și dacă pașaportul e bun, atunci pleci voios pe drum, pe jos cu trenul sau vaporul, acolo unde ți-este dorul. Iar dacă pașaportul e rău, rămâi jos, fratele meu. Privind spre cei ce au plecat, vei rămâne întristat. Ei bine, chiar și noi cândva din lumea asta vom pleca și către Sfânta Împărăție vom face o călătorie. Și pentru ca să ajungi în rai, să ceri pașaport să ai. Prin portul morții vei intra și Domnul te va învia. Apoi vei ajunge în port unde să cere pașaport, întocmit doar prin credință și sinceră pocăință. Să ajungi în paradis precum în Biblie este scris. Iar dacă în Hristos nu crezi, paradisul n-o să-l vezi. Cei ce au numele scris în cartea vieții în paradis vor intra cu bucurie cu Iisus, ceresc cu mire. Amin. Amin.